Ultima soluție de tratament a disfuncției erectile după epuizarea metodelor conservative de tratament, și anume tratamentul cu tablete sau injecții intracavernoase, o reprezintă montarea unei proteze peniene. Există pe piață mai multe modele de proteze peniene. Un astfel de model, avem chiar și aici în fața noastră, reprezintă un cilindru din silicon cu un element care oferă rigiditate în interior, diferă de la firmă la firmă. Unele firme în producția lor folosesc un cablu din oțel, altele folosesc spirale din oțel care oferă o elasticitate. Aceste tipuri de proteze se montează pereche în fiecare corp cavernos, se utilizează prin îndreptarea acestui cilindru, aceasta este poziția flască a penisului și aceasta este poziția de erecție. Este o proteză maleabilă, iar punctul de sprijin o reprezintă baza acestui cilindru. Este foarte important în momentul în care alegem o proteză peniană să cunoaștem toate produsele disponibile pe piață, să cunoaștem toate modelele, iar în momentul în care pacientul este foarte bine informat, să se aleagă proteza potrivită pentru acesta. Aceste tipuri de proteze nu se recomandă în special pacienților tineri sau bărbaților care doresc oarecum să mascheze faptul că au beneficiat de o astfel de intervenție de montare de proteză peniană, deoarece penisul, pe toată durata vieții sau pe toată durata cât acest dispozitiv este montat, oferă o stare de semi-erecție și o circumferință a penisului aproape a unui penis în erecție. Drept urmare, această proteză nu oferă aspectul anatomic al unui penis în stare flască, respectiv a unui penis în stare de erecție. Montarea acestor proteze se face printr-o mică incizie la nivelul penisului. În unele situații poate fi efectuată chiar și în anestezie locală. Se dilată corpii cavernoși, se alege dimensiunea potrivită pentru penisul fiecărui pacient, bineînțeles cu posibilitatea de ajustare a lungimii cilindrilor, care diferă de la companie la companie. Durata de spitalizare a unei persoane care a beneficiat de o astfel de intervenție chirurgicală este de 1-2 zile, iar utilizarea propriu-zisă a penisului în vederea unui raport sexual se recomandă după 4-6 săptămâni de la montarea acestui dispozitiv. Un alt tip de proteză este reprezentată de proteza peniană din 3 piese sau proteza peniană gonflabilă. Aceasta este formată din 2 cilindri gonflabili care sunt montați la interiorul corpilor cavernoși a fiecărui pacient. Este format dintr-o pompă care se poziționează la nivelul scrotului și un rezervor care se poziționează anterior și lateral de vezica urinară. Acest dispozitiv oferă posibilitatea unui control bun al funcției erectile prin faptul că ne ajută să obținem o erecție prin pomparea lichidului de la nivelul rezervorului în cei doi cilindri. Rigiditatea protezei poate fi controlată în funcție de numărul de pompe pe care le acționăm și în funcție de ceea ce ne dorim. Această proteză se montează printr-o mică incizie la nivelul bazei penisului, aproape de scrot. Se efectuează o dilatare a celor doi corpi cavernoși cu poziționarea în interiorul fiecărui corp cavernos a unui cilindru. După ce se efectuează dilatarea corpilor cavernoși și se măsoară interiorul fiecărui corp cavernos și alegerea lungimii potrivite a fiecărui cilindru, bineînțeles, pentru o poziționare cât mai bună, se pot alege extensoare care diferă în funcție de lungimea pe care ne-o dorim.
După acest pas, se creează un spațiu lateral de vezica urinară pentru poziționarea rezervorului, care va fi umplut cu apă sterilă sau ser. Pe piață există mai multe companii care oferă mai multe tipuri de baloane în funcție de dorința pe care o avem sau necesitatea sau chiar recomandarea chirurgicală în funcție de istoricul fiecărui pacient. În funcție de dimensiunea protezei, alegem și volumul potrivit al fiecărui balon. Am poziționat balonul, se creează un spațiu la nivelul scrotului, între cele două testicule, unde se poziționează pompa. Majoritatea companiilor oferă și modele diferite de cilindri. Și anume, avem cilindrii care pot crește în circumferință doar, sau cilindrii care pot să crească atât în circumferință, cât și în lungime, ceea ce se cheamă expansiune anatomică. Acest lucru poate să ajute la o creștere a lungimii penisului cu până la 15-20% din lungimea inițială a penisului. După cum se poate observa, unul dintre cilindrii crește mult și în lungime și nu doar în circumferință. În momentul în care nu mai dorim să utilizăm proteza peniană și dorim să trecem într-o stare flască, acționăm un simplu buton de la nivelul pompei care lasă trecerea lichidului liberă de la nivelul cilindrilor prin pompă în rezervor. Printr-o ușoară strângere suplimentară se poate obține o reducere completă a dimensiunii corpilor cavernoși.